Prunele moldovenești sunt tot mai vestite pe piețele europene. De exemplu, de câțiva ani, deja fructele noastre ajung pe rafturile unor cunoscute rețele de magazine din Germania. În acest an, pomicultorii de la noi au început culesul prunelor la mijlocul lunii iulie, cu cel mai timpuriu soi, piteștean. Acum, cele mai multe sunt păstrate în depozitele frigorifice, iar muncitorii întreprinderilor agricole lucrează de zor pentru a le pregăti pentru export. O companie din Aninoi este gata să livreze în străinătate un lot de 300.000 de tone. Cum decurge procesul, vedeți în reportajul ce urmează. Mă bucur că a ajuns! Această livadă din Anenii Noi are o suprafață de 160 de hectare. Proprietarul a reușit să demonstreze că poate îmbina cu succes cele două aspecte importante ale unei afaceri în agricultură, calitatea și cantitatea. Pe lângă soiul piteștean, pomicultorul mai crește și prune, cabardinca, Stanley și President. Fiecare muncitor culege pe zi câte 300 de kilograme de fructe. Calitatea acestora însă a fost puțin afectată de seceta din acest an. В этом саду посажены порядка 120 тысяч деревьев. Как правило, плоды один к одному соответствуют сорту. Крупные, мясистые, послаще, либо с кислинкой. Однако в этом году засуха внесла свои коррективы. Плоды одного и того же сорта могут отличаться в размере аж в два раза. Motivul a fost lipsa umidității, însă se știe foarte bine că pentru export contează calibrul fructului, adică forma și mărimea. Pentru ca să intri în categoria 1, adică calitatea cea mai superioară, trebuie să ai un calibru de 32+. Pentru Stanley noi avem și 28+, și un 30+, și nu știm cum asta va influența în continuare la vânzare. В этом году очень слабые осадки у нас были, очень. Так что и это со всеми сортами. Мы сейчас закончили убирать удлиненную сливу. Она очень крупная, но получилось по калибру она средненькая, так скажем. И вкусовые качества тоже пострадали. Слива была сочная раньше, а сейчас она такая, знаете, сока мало. Chiar și așa, pomicultorul nu cedează și munca e întoi pentru exportul fructelor în Germania, mai ales că această companie deja al doilea an consecutiv obține certificatul global GAP, care permite livrarea fructelor în străinătate. Documentul demonstrează faptul că produsul a fost crescut cu respectarea normelor ecologice. По концовке они проверяют остаточность сливы. Чтобы не получилось, что мы травим людей. Вот, грубо говоря, мы же не знаем, проверяют очень много овощей и фруктов на рынке, и они, у них передозировка химией. Здесь это исключено. Вся продукция проверяется в немецких лабораториях. И они, если вдруг мы перешагнули порог, они продукцию не берут. Pe rafturile magazinelor noastre, însă, prunele acestui fermier în curând nu vor apărea. Asta ne ia prea mult timp, implicare și pentru ciclul acesta al de producere este nevoie de angajați permanenți, este nevoie de un contract individual de muncă pe un an de zile și nu doar sezonier, pentru că pe piața internă ai nevoie de manager de vânzări, un manager marketing care să meargă să promoveze produsul tău, să-l scoată pe piața internă. În prezent, pe lângă Germania, prunele moldovenești mai ajung în Rusia, Polonia, Cehia și România.